Pentru că astăzi este 1 decembrie, la mulți ani România, vă doresc o zi de odihnă cât mai plăcută împreună cu familia, împreună cu hobby-urile voastre. În clipul de astăzi avem în final despachetarea și primele impresii pentru PlayStation 5 Slim. Încă nu am desfăcut pachetul, nu știu cât de mare este, pentru că în mare asta este principala diferență. Dacă urmăriți canale de YouTube internaționale, deja nu mai există secrete despre PlayStation 5 Slim. Nu este un upgrade masiv, dar o să discutăm despre asta în clipul de astăzi și bineînțeles începem cu despachetarea. Cam așa arată cutia și mă mir că încă avem aici acest 8K, pentru că nu există nicio aplicație sau joc care să ruleze în 8K în momentul de față pe PlayStation 5. 4K 120Hz HDR, bineînțeles. Și cam așa arată cutia pe partea din spate, ni se prezintă câteva din jocurile exclusive cele mai bune pe PlayStation. Ca să deschidem cutia trebuie să tăiem două sigilii în partea de sus și o diferență este faptul că nu mai văd aici un mâner, la variantele de PlayStation 5 anterioare aveam aici un mâner, aici nu mai avem acel mâner. Și ca prima avem două cutii. Cei care aveți PlayStation știți că de obicei ei au o cutie exterioară cu toate marcajele, desenele și așa mai departe și o cutie mai solidă în care se află consola. Primul lucru pe care îl găsim în cutie este cablul de alimentare, un cablu normal și mai departe avem piciorușele astea pentru standul orizontal. Dacă nu se observă, avem aici plastic transparent, dar în partea de jos avem așa puțin cauciuc ca să fie cât de cât aderent. Piciorușele astea nu cred că au fost cea mai bună idee din punct de vedere tehnic, dar cu siguranță au fost cea mai ieftină opțiune. Dacă vrei un stand vertical, trebuie să plătești vreo 30 de euro în plus, dacă nu mă înșel, și cu siguranță o să vedem o grămadă de standuri pentru consola asta. Mai departe avem cablul HDMI 2.1, necesar dacă vrei să rulezi 4K 120 de Hz. Și avem, bineînțeles, controllerul, care arată cam așa între timp de la lansare. Știu că și controllerul a suferit câteva actualizări ca să nu mai fie atât de stricăcios. Cablul de încărcare de data asta este USB tip C la USB tip C am impresia că la PlayStation 5 normal era USB tip A la USB tip C. Și asta pentru că PlayStation 5 Slim vine cu două porturi USB tip C în partea din față și mă bucur foarte mult pentru că eu folosesc și PlayStation VR care ocupă un cablu USB tip C și atunci mai am loc pentru un alt accesoriu pe USB tip C. Mai departe trebuie să scot consola din cutie. Cel mai simplu este să pun cutia așa pe lateral și să trag afară consola. Înăuntru avem o grămadă de manuale și mă întreb dacă nu putem să avem toate chestiile astea digitale. Ce părere aveți voi? Citiți documentația asta vreodată. Și cam așa arată consola. Dacă nu era de ajuns să ai bara asta din plastic high gloss, care pur și simplu strălucește, se zgârie, se pune praful pe el, e bine și plăcile astea două din partea de sus sunt tot din plastic din ăsta strălucitor care se va foarte ușor și se pune praful foarte ușor pe ele. Eu lucrez în automotive și de fiecare dată nu înțeleg de ce producătorii folosesc astfel de material pentru că nu este deloc bun pentru utilizatori. Arată, bineînțeles, poate mai bine în poze și filmări, dar să folosești zi de zi nu este foarte bun din punctul meu de vedere și poate se observă nici nu l-am scos bine din cutie și s-a pus praful pe el. Ca să nu se desfacă pe transport panourile, observ aici o bandă adezivă de jur împrejurul celor patru panouri. Asta înseamnă că aici este punctul probabil de unde vom putea desface panourile. Și apropo, dacă observați în clipurile mele că mă leg de o grămadă de detalii, asta este pentru că asta mi-ar place și mie să văd atunci când cineva prezintă un produs, pentru că eu nu pot să-mi dau seama foarte ușor dintr-un video ce este un lucru bun, ce este un lucru care poate ar cauza o problemă. Dacă pe tine nu te deranjează chestiile astea mici pe care eu le prezint, super! Înseamnă că vei primi un produs care să te satisfacă. Dar pentru pretențioși trebuie să mă leg și de detaliile astea mici. Dacă plasticul lucios este un minus, un plus este faptul că poți să dai jos panourile astea și să le înlocuiești. Am văzut că deja sunt pe Amazon tot felul de variante care sunt vopsite culoare mată, foarte plăcute, cu tot felul de teme, cu tot felul de texturi, așa că probabil noul PlayStation va fi și mai customizat decât data trecută și observ, de exemplu, aici aceste urechi, să-i spunem, care iasă în afară. Am văzut deja panouri laterale care merg așa și au exact forma consolei să o facă și mai compactă decât cum este ea acum. Dacă optezi pentru varianta cu disc, nu avem o simetrie plăcută aici, observați în partea asta cât de groasă este consola doar pentru a acomoda acest Blu-ray Drive, dar partea faină este că acest Blu-ray Drive se poate adăuga și pe consola digitală, dacă să spunem că vei avea bani doar pentru consola digitală, poți să cumperi acest disc drive mai târziu, dar necesită internet pentru a-l împerechea cu consola și în cazul meu, de exemplu dacă vreau să am o consolă mai mică, o să pot să-mi cumpăr un alt panou lateral și să scot CD-ROM-ul de aici. 95% din jocurile mele sunt digitale, așa că nu prea mă deranjează să scot acest CD-ROM pur și simplu afară. În partea din față, după cum spuneam, avem două porturi USB tip C și butonul de pornire. În partea de jos avem un capac mic sub care vom putea înșuruba acel stand vertical. Dar eu sunt de părere că nu ai nevoie de standul ăla vertical. Consola stă destul de bine, frumos în picioare și să nu mai spunem că o grămadă de oameni de când au văzut problema aia cu metalul lichid care se scurge într-o parte, au ales să pună consola în mod orizontal pentru a o proteja cât mai bine de problema aia. Problema aia să știți că s-a întâmplat la foarte puțini oameni, aceia care au desfăcut acolo la chip și nu au pus înapoi la loc cum trebuie. Consola mea PlayStation 5, care am luat-o după lansare, în continuare funcționează fără nicio problemă și a stat doar în poziție verticală. În partea din spate avem alimentarea, două porturi USB-A de mare viteză pentru transfer poți să pui aici hard uri externe, aici vei conecta cablul de internet, recomand în general cablul de internet pentru a descărca jocurile mai repede, pentru a avea o conexiune mai bună pentru multiplayer și mai ales dacă folosești un PlayStation Portal sau plănuiești, e cel mai bine să folosești cablul de internet și bineînțeles portul HDMI 2.1. Atunci când vrem să dăm jos capacele astea, punem consola pe masă în poziția în care o am eu. Vă recomand o cârpă ceva de desubt ca să nu se zgârie. Prindem de primul panou, tragem în sus și a ieșit foarte ușor, nu a trebuit să aplic deloc forță. Aici putem vedea deja ventilatorul și slotul pentru SSD. Dacă nu știți cum să faceți upgrade la SSD, am făcut cel puțin vreo două clipuri în care am arătat cum fac chestia asta și am dat acolo și recomandare de SSD pentru că nu trebuie să cumperi chiar cel mai scump SSD pe care ți-l recomandă Sony și SSD-uri mai ieftine funcționează la fel de bine, așa că mai degrabă ți o capacitate mai mare. La fel procedăm cu al doilea panou, prindem de el și tragem în sus, o clemă s-a desfăcut și mai are încă o clemă. A ieșit destul de ușor chiar dacă a făcut un zgomot și mai are aici în partea din spate o temă. Cam așa arată panou și este destul de solid. Ce este foarte de apreciat, Sony s-a gândit cum să facă experiența de schimbat cd mult mai ușoară. Deși nu se strică des un astfel de cd rom e bine dacă ții varianta digitală, va trebui să știi cum să montezi acest cd rom dar este foarte simplu. Haideți să vedem, avem aici în partea din spate un loc unde vom băga degetul ca să avem acces și tragem în sus. Aici a fost un conector care s-a decuplat. S-a auzit cum s-a decuplat, și doar ridicăm în sus. Și ăsta este sidiromul. Foarte simplu, și cam așa arată conectorul. Este într-adevăr un conector special, nu cred că l-am mai văzut pe niciun dispozitiv. Și nu este foarte greu acest Blu-ray drive, dar partea faină este că oricine va putea să înlocuiască un astfel de Blu-ray drive foarte simplu sau bineînțeles atunci când vrei să faci upgrade de la varianta digitală la varianta cu disc. Sunt curios cât de mult va costa la noi acest Blu-ray Drive pentru că în mare se merită mai degrabă să cumperi direct consola cu disc în momentul de față. În caz că aveți nevoie de detalii, să căutați pe internet și așa mai departe, aici vedeți și modelul. Haideți să scoatem și celelalte două panouri. în partea asta panourile au ieșit mult mai greu și asta pentru că în mod normal nu prea ai avea de ce să umbli aici. Și dacă ne uităm acum la consolă, deja a devenit mai mică și mai compactă. Uitați-vă aici cât este de subțire. Dacă s-ar fi chinuit puțin, ar fi reușit să-l facă la fel de mic ca un Xbox Series S, pentru că uitați-vă, volumul nu este foarte diferit. În anumite puncte, cred că este chiar mai subțire PlayStation 5 Slim decât Xbox Series S. Și consola asta, datorită formei, mi se pare mult mai ușor de luat cu tine într-o geantă. Să presupunem că facem acum upgrade de la varianta digitală, avem Blu-ray drive-ul cumpărat, îl despachetăm și îl introducem în consolă, avem niște chestii în partea din față, le introducem acolo și doar lăsăm partea din spate jos, asigurându-ne că aliniem acolo conectorul așa cum trebuie și apăsăm puțin până când observăm că intră la locul lui și acum stă foarte bine, nu se mai mișcă. Sunt curios cât de gălăgios este cd din păcate cu siguranță va fi gălăgios. Așa sunt toate aceste cd rom sau Blu-ray drive cum li se spune. Atunci când punem înapoi panourile, avem niște agățători în parte din spate, le punem la locul lor și apăsăm în parte din față unde sunt acele cleme. PlayStation 5 varianta normală care s-a vândut Până acum avea un SSD undeva la 800 și ceva de giga, disponibil la utilizator rămânea 600 și ceva de giga. Ei bine, pe noul PlayStation 5 Slim avem un SSD de 1 terabyte și îți rămân disponibil undeva peste 800 de giga. PlayStation 5, varianta normală, de la lansare, a avut vreo 2 sau trei actualizări pentru că la început, dacă ai prins o consolă, avea o răcire supraevaluată, avea o grămadă de cupru pe răcirea aia, au făcut-o mai bună decât era necesară, pentru că nu știau cum o să se descurce consola în timp cu temperaturile și așa mai departe. Între timp, după ce au mai făcut niște investigații, au făcut o variantă care avea un sistem de răcire mai simplificat și ultima variantă de PlayStation, dacă ați cumpărat în ultimul an, ei bine, a primit un upgrade de la 8 nanometri la 6 nanometri. Asta înseamnă că consola este mai eficientă. Varianta asta pe care o am eu este cea pe care am despachetat-o, cred că acum vreun an, și este mai eficientă. Diferențele de consum nu sunt atât de mari, sunt undeva la 10-20% comparativ cu varianta de lansare. Dacă ai un PlayStation 5 cumpărat în ultimul an, s-ar putea să nu vezi nici o diferență de consum Comparativ cu varianta asta de PlayStation 5 Slim, ce sper eu? că această consolă PlayStation 5 Slim poate a rezolva puțin problema de gălăgie, în funcție de norocul pe care l-ai avut, s-ar putea să ai un ventilator mai silențios, s-ar putea să ai sau nu acel băzit electronic de la consola PlayStation 5, din câte am înțeles și pe consola PlayStation 5 Slim, care doar ce a fost lansată, poți să ai norocul să ai un ventilator mai silențios sau poate mai gălăgios și poți să ai noroc să nu ai deloc acel buzit electronic sau să ai acel băzit electronic și asta pentru că Sony pentru a produce atât de multe unități probabil că lucrează cu mai mulți furnizori de componente și specificațiile sunt poate o idee puțin diferite. Însă ca și performanță nu ar trebui să vedem nici o diferență între cele două. Din câte am observat Sistemul de răcire este acum gândit exact atât cât să fie necesar și nu ar trebui să vedem probleme pe PlayStation 5 Slim, așa cum am presupus eu inițial, având în vedere că nu avem o consolă care să fie oarecum mai eficientă. Este într-adevăr mai eficientă decât varianta de la lansare, dar, după cum spuneam, și pe PlayStation 5, varianta normală cumpărată în ultimul an, cred că avem același chip eficient care se găsește în PlayStation 5 Slim. Dacă PlayStation 5 Slim ar fi consumat mult mai puțină energie, atunci poate aș fi recomandat ca și upgrade PlayStation 5 Slim. Dar având în vedere diferențele dintre consolele astea și având în vedere că această consolă nou lansată nu este extraordinar mai mică decât consola aceasta, nu văd niciun motiv pentru care ai face upgrade, decât dacă ai nevoie de o consolă să o cumpere acum, nu ai avut PlayStation 5, da, pot să cumperi direct PlayStation 5 Slim, dar în continuare, dacă găsești varianta de PlayStation normală, la un preț bun, eu zic că aici sistemul de răcire este poate o idee mai superior. La consolă asta sunt sigur că cei de la Sony au lucrat probabil de la lansare până acum ca să scoate cât mai mult profit. Pentru că până la urmă PlayStation 5 Slim, din punctul meu de vedere, face cel mai mult sens pentru Sony, pentru companie, pentru că cu siguranță costă mai puțin să producă varianta de PlayStation 5 Slim decât varianta normală de PlayStation și economiile astea bineînțeles se datorează în mare parte datorită materialului mai puțin necesar pentru a produce consola asta, automat consola asta va fi mai ușoară decât PlayStation 5 varianta anterioară. Și ca să tragem concluzia, PlayStation 5 Slim este puțin mai mic, puțin mai ușor, consumă cu o idee mai puțin. 10-20% și ai vreo 200 de giga în plus. Dacă crezi că aceste lucruri sunt importante pentru tine, du-te pe varianta asta. Dar dacă consola PlayStation 5 normală este la o diferență de vreo 100 de euro, probabil este o variantă mai bună să iei consola normală, având în vedere că ultimele variante produse pentru consola normală folosesc exact același chip ca și PlayStation 5 Slim, deci nici măcar nu există un avantaj pe partea de consum. Singurul lucru, consola asta este puțin mai mare. Pentru colecționar recomand varianta normală, datorită faptului că cititorul de discuri este direct conectat cu consola, nu mai este necesar să activezi online. De deci ce este important lucrul ăsta? Pentru că acum e foarte simplu să conectezi la internet consola și se stabilește conexiunea între unitatea optică și consolă, dar poate peste 15 ani nu vei mai avea acces la serviciile Sony și atunci vei avea o problemă dacă cumva trebuie să dai restart la consolă, să reintroduci contul și așa mai departe, pentru că nu știu dacă vom putea să mai folosim acest cititor de discuri. Cu siguranță cei de la Sony trebuie să găsească o soluție pe termen lung și m-aș aștepta în momentul în care consolele astea nu vor mai fi utilizate atât de des sau poate Sony va trece la alte console. Sper eu să lanseze o actualizare în care să nu mai fie atât de strictă verificarea asta a unității de disc cu consola. Ăsta este și motivul pentru care, dacă vreți varianta asta de consolă, luați-o cât mai o găsiți prin magazine, pentru că Sony nu mai produce varianta asta de console. Stocul care există acum se va vinde și vei putea să cumperi doar varianta nouă. Că atât din partea mea pentru clipul de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune. Papa! Pa!